Bună seara! Bună seara, sunteți din în direct! Din Caransebeș, Cara Severin. Aș avea câteva întrebări scurte. Am o grădină de 900 de metri pătrați, grădina casei. Da. Care în vara asta și în toamna asta mi s-a umplut de turiță. De ce? Pentru că mi-a ieșit prin zmeură și prin dobleacul turcesc. Da. Neputând să o smulg, vântul a dus-o și a umplut peste tot. Cum aș putea să scap de ea? Deci o puteți omorâ cu un ierbicid total, însă trebuie neapărat zmeura să o protejați. Tocmai despre zmeură. Am prins odată la o emisiune de a dumneavoastră când a spus pentru zmeură, dar am dat televizorul, am pornit prea târziu și nu... Acolo vă mai recomand un produs bun, Cicara. Este un pic mai scump. Nu contează. Însă tot așa protejați zmeura, să o protejați chiar dacă are frunze, pe cât posibil să o protejați. Nu pot să-l fac acum. Nu. Trebuie să fie buruienile prezente. Când apar buruienile? Sigur. Când apare... Ele apar după ce verzește zmeura. Când apare turița. Da, turița apare mai târziu ori un pic. Când apare, atunci pe frunzele ei se dă și v-am spus, cu vermorelul, cu lancea și în vârful la lance se aplică o pâlnie. Este o pâlnie anume, în comerț. Da. O puneți în vârful lancei și mergeți razant cu pământul. Aha, chiar? Spuneți. Și pune, deci, ierbicidați razant cu pământul. Puteți să vă apropiați la 2-3 cm de zmeură. Nu este nicio problemă. Dacă folosiți produsul Cicara, dacă folosiți produsul ierbicid total pe bază de glifosat, trebuie să aveți un pic mai mare grijă. Dar tot cu ustensila care v-am explicat-o. Însă cam la 5-6 cm de plantele de zmeură să nu le atingeți frunza. În momentul când atingeți frunzele, ierbicidul total translocă în rădăcina la zmeură și o usucă. Știu, la Cicara nu se întâmplă fenomenul. Total l-am mai dat în grădină, fiind grădina mare, am dat cu ea, pentru că sunt buruieni care au apărut peste ani, adică care n-au fost, dar au apărut în ani. Le aduce vântul. Le aduce vântul, da. Știu asta. Încercați produsul Cicara și să vedeți că dă rezultate perfecte. Zmeura este o zmeură... E scump.